Iată cum poți să scapi de retenția de apă și kilogramele în plus cu aceste sfaturi simple. Retenția de apă este principala cauză pentru care oamenii, în ciuda eforturilor depuse, nu scad în greutate. Din cauza retenției de apă, se simt pufoși și plini. Agregarea sau fluidul în exces din zona interceluleară și în sistemul circulator este principalul motiv pentru edemul cunoscut ca retenția de apă. Această condiție duce la umflatul feței, gleznelor, picioarelor, mâinilor și afectează pe toată lumea, dar mai ales femeile însărcinate. Pentru a preveni retenția de apă, se recomandă consumul de alimente bogate în potasiu. Cauze. Studiile arată că principalele cauze ale retenției de apă sunt sarcina, reacția corpului la apă, menopauza și schimbările hormonale. Iată care sunt principalele cauze. Antioxidanții, lipsa de vitamine, fumul și praful, mâncarea de tip fast food, afecțiuni ale ficatului, intoleranța la anumite medicamente, hipotiroidism, deficiențe nutritive, afecțiuni ale rinichilor, minerale, lipsa de proteine. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, stomacului îi este mai greu să producă acid. Și de aceea alimentele consumate nu sunt digerate cum trebuie. Lucrul acesta duce la alterarea stomacului și a tractului digestiv, precum și la iritarea peretelui intestinal. În timp, peretele intestinal se poate rupe și mâncarea nedigerată ajunge la sânge. Pentru apărare, sistemul imunitar începe să trimită agenți antiinfecție care duc la alergii, cum ar fi retenția de apă. Pentru a preveni tot acest proces cu efect domino, se recomandă să eliminați din dietă ouăle și produsele lactate, factori declanșatori majori ai retenției de apă. Sfaturi pentru a scăpa de retenția de apă. Apa, hidratarea este crucială în prevenirea retenției de apă. În momentul în care corpul nu primește apă suficientă, el începe să stocheze lichidele, iată de ce este extrem de important să consumați cât mai multă apă în fiecare zi. Sare. Sarea conține foarte mult sodiu care cauzează retenția de apă. Corpul nostru are nevoie de aproximativ 2,5 grame de sodiu pe zi. Nu depășiți această doză și consumați cât mai multe fructe și legume proaspete. Transpirație. Cu cât transpirați mai mult, cu atât sunteți mai sănătoși. Hidratați-vă suficient în fiecare zi. Fibrele din alimentație curăță și elimină fluidele în exces. Pentru un aport crescut de fibre, consumați cât mai multe legume și fructe. Pește. Peștele abundă în omega-3, care este foarte important pentru sănătatea organismului nostru. Pepenele galben. Pepenele galben este bogat în potasiu, previne retenția de apă și echilibrează nivelul de sodiu din organism. Nucile și cerealele. Cerealele conțin vitamina B6, fibre, iar nucile sunt bogate în grăsimi sănătoase.